Bună, dragii mei, bună, suflete faine! Vin astăzi către voi cu etalare într-o singură variantă de răspuns de această dată și încercăm să facem o verificare energiilor, încercăm să vedem ce poveste ne iese. Voi deja ați văzut titlul, știți deja despre ce este vorba. Probabil că aici sunt mesaje pentru voi, dacă titlul vi s-a potrivit. Și hai să vedem cu ce avem de face astăzi. Voi și o anumită persoană, da? Voi și o anumită persoană și hai să vedem în energia voastră ce iese, în energia celuilalt ce iese și tot așa. O să vă pun pe voi în partea stângă, o să-i pun pe ei în partea dreaptă, a mea, și vedem ce o să ne iasă. Bun, voi, iaute, roata norocului, a dat norocul peste voi, sau dă norocul peste voi. Șaptele de spade, ca și dorințe, ce vă furișați aici? Vă furișați în legătură cu ceva sau aveți tendința să deveniți ușor egoiști, aveți tendința să vă retrageți în unele cazuri. Vedeți voi că energiile se pot și schimba, să nu uitați acest lucru. Ia să vedem și nouăle de cupe. Opa, aici e egoism. Dacă nu sunteți voi, probabil că e celălalt. Dar văd egoism aici. O dorință împlinită, doriți să vi se împlinească, o dorință indiferent... Indiferent dacă este necesar să călcați pe cadavre sau nu, voi doriți să vi se împlinească aici o dorință, ceva în genul ăsta văd eu. Bun, aveți o dorință acolo care vă arde rău de tot. Bun, hai să vedem cealaltă persoană. Cealaltă persoană, ce face carul? Cealaltă persoană are minte carul, ca și dorințe, temperanța, vrea liniște, vrea pace, vrea să... multe s-au învârtit aici. Și împăratul, ok. Cealaltă persoană văd că e un pic mai rațională decât voi, cel puțin așa pare, că ia deciziile mult mai rațional, văd că încearcă să găsească soluții mult mai liniștitoare, da? Carul în mintea acestei persoane, păi carul ce înseamnă? Înseamnă noi oportunități. Carul înseamnă noi oportunități, carul înseamnă drum, da? Este mijlocul de transport al tarotului, deci cealaltă persoană văd că încearcă să găsească noi oportunități în această perioadă. Văd că încearcă să găsească noi soluții, da, la o anumită problemă. Dar pe poziția dorințelor, v-am spus, dacă simțiți că energiile sunt invers, nu aveți decât să le schimbați, nu e nicio problemă. Pe poziția dorințelor este foarte interesant pentru că voi îmi apăreți cu șaptele de spade, unde e aici, șaptele de spade, iar cealaltă persoană apare cu temperanța, da? Adică, șaptele de spade, ce înseamnă? Șaptele de spade este cel care își cam trage jarul pe turta sa. Este cel care, în contextul ăsta, eu cam așa vă treaba, că voi vă furișați așa un pic sau faceți anumite lucruri pe ascuns doar pentru a vă împlini o dorință, da, cu nouăle de cupe. Dar aici este și un oarecare grad de egoism în nouăle ăsta de cupe. Pe când celălalt dorește să găsească o soluție, da, care să mulțumească pe toată lumea. Dorește să găsească o soluție la toată problema asta voastră și cred că ia o decizie rațională până la urmă, că împăratul asta face. Împăratul e cu picioarele pe pământ, împăratul este cel care ia o decizie rațională, dar are simțul rațiunii, realității, scuze. Bun, asta am vrut să zic. Hai să vedem ce este între voi doi, da? Între voi doi, ia să văd eu. Îndrăgostiții, ce fain! Îndrăgostiții, dragoste este între voi doi. Ce să fie? Steaua, da? Și ce a venit aici? Lumea, distanță. De-aia mi-a venit carul. Lumea și carul, distanță. O călătorie care... un drum care trebuie parcurs, posibil, pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi, posibil cu lumea aici, ca anumite lucruri să se închidă pe viitor în mod natural. Adică, pur și simplu se termină totul, dar se termină așa, într-un mod natural. Deși miramaș, pentru că în energia voastră voi aveți nouăle astea de cupe, da? Unde nu vă dați bătuți așa cu una, cu două, din câte văd eu. Dar, mai repede tind să cred că aici e vorba de o distanță. De ce? Pentru că avem carul, da? Avem lumea și avem steaua. Cam toate reprezintă distanță. Așa ca și zodii sau marcaje puternice pe zodiile următoare. Avem în cartea carul, da? Avem rac, steaua avem vărsător, îndrăgostiții avem gemeni și împăratul avem berbec. Bun.
Bun, bun, bun. Și temperanța avem săgetător, să nu uităm și de el. Scuze. Bun. Săgetător. Bun, drăguții mei, hai să vedem, să le clarificăm. Și la capătul pachetului, iau de conversații online, da? Sau spionaj, mai poate fi. Sau sunteți în gardă. Ambii cred că sunteți în gardă. Da, da, da. Văd regina de pentacule. Regina de pentacule este de obicei mama tuturor răniților, cum spun eu și cum spun și alții, de fapt. Este cea care se sacrifică, este cea care împăratul și regina de pentacule, păi nu prea îmi place mie energia asta, că unul e foarte dominant, iar celălalt e așa supus, sau încearcă, unul încearcă să-l supună pe celălalt. Bun, aici avem spânzuratul. Regina asta de pentacule văd că încearcă să găsească o soluție. Văd că încearcă să găsească o soluție, să iasă într-o anumită energie. Dacă voi vă simțiți aici a fi reginele astea de pentacule, da, unde trăiți într-o constantă monotonie și plictis și toate cele, eu am impresia că un nou început plin de pasiune aici vă cam atrage și încercați să găsiți o soluție cum să rezolvați problema cu nouul ăsta început plin de pasiune, dar avem și un 10 de bâte și un 10 de pentacule, ceea ce mi-arată că este destul de greu. Este destul de greu să găsiți o soluție pentru a ieși dintr-o anumită situație. Cumpăratul ăsta aici... Bun, hai să văd, să le clarificăm. Voi. Roata norocului, 7 de pentacule, așteptare. Ați așteptat mult timp acest moment. Ați așteptat mult timp să găsiți o soluție sau sunteți într-o așteptare, așteptați să culegeți roadele. Pur și simplu vreți să culegeți roadele la ceea ce voi ați plantat, la ceea ce voi ați așteptat. Poate că și analizați trecutul, unii dintre voi analizați trecutul foarte mult, că 7 de pentacule totuși este o carte a trecutului care vine cu foarte multă analiză. Și ce analizați voi aici, ce mi se pare mie extrem de important, este faptul că aici, de fapt, sunt 6 monede și un măr în cartea asta, da? Mărul reprezentând cea de-a 7-a monedă, iar voi ceea ce culegeți este exact mărul. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că sunteți foarte atrași. Nu vă interesează nimic din jurul vostru, da? Văd că aveți aici o coroană lângă, aveți comori pe lângă, tot felul de lucruri, pomii ăștia plin cu monede și voi alegeți mărul, da? Alegeți poate fructul interzis, de ce nu? Alegeți ceva ce e ușor atipic, da? Să zic așa, este diferit față de ceea ce este în jurul vostru. Alegeți ceva ce... ce nimeni poate că nu s-ar fi gândit că o să alegeți sau ceva de genul ăsta. Hai să vă 7-le ăsta de spade. Soarele. Soarele vine cu multă bucurie. Multă bucurie, dar și un oarecare egoism, să nu uităm de treaba asta. Dar din câte îmi dai eu seama aici, cred că e mai multă bucurie decât egoism. Adică, 7-le de spade în energia voastră e ca și cum aveți o dorință, da, și cu noul ăsta de cupe aveți o dorință și nu vă lăsați nici cum până când nu vă veți îndeplini acea dorință, cum necum voi vreți să vi se îndeplinească acea dorință, pentru că voi credeți sau știți că acea dorință, și iarăși văd aici, vedeți, soarele în cartea asta arată ca și o roată a norocului, da? Adică, probabil că voi... în această perioadă v-ați cam sau vi s-au aprins aici călcâiele după cineva care nu prea ar trebui să vi se aprindă. De ce? Vedeți, voi aveți în jurul vostru tot felul de comori, să zicem, materiale mai mult, dar voi alegeți mărul, alegeți hrana, da? Alegeți acel lucru care vă hrănește, care vă hrănește sufletul. Nu vă interesează nici comorile care le țineți în spate, nu vă interesează nici coroana de aici, că e o coroană aici, da? Nu vă interesează nici florile alea din pomi, nu vă interesează nimic, numai mărul ăla. Voi vreți mărul ăla, nu contează ce. Nu contează ce faceți, voi vreți mărul ăla pentru că mărul ăla va duce vouă soarele, va duce multă bucurie. Să văd.
Regina de Bâte. Regina de Bâte. Regina de Bâte, vedeți voi, este... este energia aceea frumoasă, da? O energie... De obicei, o energie feminină, Regina de Bâte, dar nu neapărat. Pasiune, foarte multă pasiune, independență. Este genul de persoană, Regina de Bâte, este genul de persoană care se descurcă în orice fel de situație, fără niciun fel de problemă. Deci, până la urmă, cred că voi o să vă atingeți acest obiectiv. Sau, cel puțin, aveți dorința să vă atingeți acest obiectiv. Adică, că aici vorbim de un cuplu, da? Adică dorința care, fiind aceea de a vă întâlni cu acea persoană sau dorința de a vedea acea persoană, de a fi față în față cu acea persoană, cred eu. Pentru că văd că alegeți aici mărul ăsta și văd că este nevoie să se parcurgă o distanță, clar. Hai să văd carul. În mintea celuilalt este carul, carul, carul. Ce avem aici? Luna, carul și luna, confuzie, luptă interioară, pajul de pentacule și șasele de pentacule, reciprocitate poate însemna aici o șansă cu pajul ăsta de pentacule de a cunoaște oameni noi, da, persoane noi. A puțin să fac un pic de loc. Pajul de pentacule, cam asta e, e cartea celui care începe un nou drum, da, dorința de a găsi o soluție. Dorința de a găsi o soluție pentru a materializa această... Sau cum să vă spun eu vouă, nu neapărat de a materializa, ci pur și simplu de a avea șansa, da, să întâlniți o persoană nouă sau de a avea șansa să faceți acest drum pentru a întâlni o persoană nouă, ceva în genul ăsta îmi vine, cu luna acolo, carul, da, care înseamnă călătorie, luna, confuzie un pic, lupte interioare multe, pașul de pentacule înseamnă oameni noi și șasele de pentacule înseamnă reciprocitate, echilibru, dar și o șansă. Da, cea mai mică șansă. Probabil că voi aici vă gândiți că cea mai mică șansă, o să profitați de cea mai mică șansă, da? De cea mai mică ocazie. Cât de micuț ar fi ea? Hai să văd temperanța. Totuși văd că asul de cupe, multă liniște. Temperanța vine cu multă liniște, vine cu cumpătare. Vedeți voi, în energia celuilalt, deci celălalt vrea să vă întâlnească, cum necum vrea să vă întâlnească, da? Adică vrea să prindă ocazia, vrea să prindă cea mai mică șansă. Dar, ca și dorințe aici, asul de cupe. Normal că apare asul de cupe, un nou început în dragoste, da? Și temperanța totuși. Momentan văd că ține în mână o singură cupă, știți? Deși și-ar dori cumva să țină, să, cum să vă spun eu vouă, sau dragostea asta îi aduce multă liniște, multă împăcare sufletească, da? Și iară soarele, apare soarele și în energia celuilalt. Dorința aceasta de nou început. Mai vreau o carte acolo. Șasele de bâte, dar șasele ăsta de bâte a venit cumva pe orizontală. Șasele ăsta de bâte de obicei înseamnă victorie, da? Victorie, reușită. Dar e o reușită așa în ochii lumii, știți? Voi ce zic? Numai că a venit pe orizontală, ceea ce îmi spune că omul ăsta vrea să găsească o soluție încât să fie toată lumea mulțumită, ceva în genul ăla, da? Pe când în energia voastră văd așa tot felul de tricuri, trucuri, chestii de genul. Adică la voi nu prea contează, dar la persoana asta văd că e foarte important ca reușita asta, da, pe care și-o dorește, nouă asta a început în dragoste, să fie o victorie meritată sau să găsească o soluție, da, în legătură cu toată problema asta, dar cumva să nu se ascundă, da? La voi văd ascunziși, la persoana asta nu văd ascunziși. Bun, hai să văd împăratul. Șaptele de bâte. Da, îi se pare foarte greu. Vezi tu? Îi se pare foarte greu, dar se uită.
da, cu șaptele astea de bâte, se luptă să găsească o soluție. Și aici ce s-a întors? Și lumea, iarăși lumea, de două ori lumea. Distanță, măi! Distanță. Sau mai poate fi și treaba asta, vedeți voi, șaptele de bâte și lumea. Mai poate să-mi vorbească și despre faptul că împăratul de obicei este foarte bun strateg, da? Vine cu multă strategie. Analizează. Deci persoana asta vă canalizează problema, pe toate părțile o întoarce. Iar dacă simte că, dacă persoana asta simte că lupta asta este inutilă sau că nu va avea niciun succes, da? Lasă totul să se ducă la vale, știi, ceva de genul. Adică nu începe un război pe care nu este sigur că îl va câștiga, ceva în genul ăsta. Își dorește aici, că văd la dorințe, că are asul ăsta de cupe, da, își dorește iubirea asta voastră, dorește să găsească cea mai mică portiță pe care o va găsi, va profita de ea, eu asta văd. Șasele de bâte vrea o victorie sigură, deci vrea siguranță și nu numai că vrea siguranță, dar vă canalizează foarte bine problema. Da? Ceva de genul, se merită să încep războiul ăsta sau nu? Vrea să fie sigur sau sigură că se merită să înceapă acest război. Dacă nu, lasă totul să rămână pe loc, știți ce zic? Încât, sau să se închidă, na. Cam asta văd aici. Văd că vrea să profite, da, de cea mai mică portiță, dar împăratul, v-am zis, e un strateg extrem de bun, da? Duce un război rece momentan, cu temperanța și împăratul aici și carul, e un război rece. Adică stă și analizează. Momentan stă în fața, e ca și cum ar sta în fața mesei de război și își face planul. Da, omul ăsta își face planul. Planul de bătălie și îl face. Bun. Pe când voi, la voi văd așa un pic mai multă impulsivitate, văd mai multă, ce-o fi, o fi, știi, ceva de genul. Văd că voi găsiți alt fel de soluții, mai vă mai furișați așa un pic mai altfel. Hai să văd între voi doi. Îndrăgostiți între voi doi. Cinciul de pentacule. Cinciul ăsta de pentacule este o carte a lipsei. Urăsc cinciul ăsta de pentacule. E o carte a lipsei, e o carte a abandonului, e o carte a celui care simte un gol în stomac, da, celui care și la propriu și la figurat. Celui care nu are, care lipsește, nu știu, ceva lipsește aici, un abandon. Și aici e dorința de a avea, vedeți, de a fi implicat în joc, în acest joc, da? Unul dintre voi tânjește după o situație pe care celălalt o are sau unul dintre voi tânjește după ceva ce vedeți la alții sau la celălalt. De a fi implicat, dorința de a fi implicat, de a face parte, da? De apartenență. Pentru că cinciul ăsta de pentacule, vedeți voi, în cărțile astea este ca și cum tu te uiți peste gard, da, la vecinul și îți place ce are vecinul și vrei și tu. Dar vrei să te primească și pe tine sau să-ți arate cumva sau cum a făcut el să aibă un anumit lucru, pentru că și tu îți dorești acel lucru. Și tragi cu ochiul acolo în curtea vecinului și tânjești după ceea ce are celălalt. Bun, mai vreau o carte aici pe îndrăgostiți, dar îndrăgostiții mai vine și cu, cartea asta mai vine și cu o decizie, da? Adică este necesar să se ia o decizie. Cavalerul de pentacule, analiză. Te miști încet, celălalt se mișcă încet. Voi văd că, da, în energia voastră apare cinciul ăsta de pentacule, da, lipsa asta, dorința asta de a-ți umple golul ăla. Pe când celălalt, cu cavalerul ăsta de pentacule, analizează ce soluție are, vedeți? Numai că în cărțile astea, cavalerul de pentacule are în spate un diavol, da? Care tot îi șoptește, încearcă să-l ademenească sau să o ademenească, na? Dar văd că persoana asta este foarte preocupată în găsirea unei soluții și nu ascultă absolut nimic ce vine din spate, da? Nu ascultă diavolul ăsta, ci pur și simplu, exact cum a spus și mai devreme, încearcă să facă lucrurile să meargă,
sau să iasă în așa fel, nu se aruncă cu capul înainte persoana asta, nu-i fraierică, deci nu se aruncă, ci pur și simplu analizează, vedeți, și-a pus acolo pe masă toate resursele, da? Și-a pus pe masă toate resursele și încearcă să facă o strategie. Ia să vedem noi ce tot îi șoptește diavolul acolo. Zecele de pentacule și judecata. Ce să-i șoptească? Îi șoptește că o să piardă. Că o să piardă. Că totul este o iluzie. Cu zecele astea de pentacule, zecele de pentacule în cărțile astea este un tablou desenat. Adică este ceva fals. Diavolul îi șoptește tot timpul că este ceva fals, că ceva nu e ok, că ceva nu e la locul lui. Sau că va fi judecat sau judecată de ceilalți. Sau că nu are toate elementele necesare. Sau că nu are soluția. Ca și cum îl trage în spate, da? Pe de altă parte, vedeți voi șansa sau portița pe care o vede momentan această persoană. Nu e ce trebuie, da? Nu e ce trebuie. De aceea aș mai ia timp, pentru că nu este ceea ce trebuie. Și persoana asta văd că simte că nu este ceea ce trebuie, văd că vrea să facă lucrurile în așa fel încât să fie corect, să fie bine, să iasă bine, vrea victorie sigură, deci nu vrea... Persoana asta văd că nu vrea risc, nu vrea să se riște, vrea să fie 100% sigur, sigură că o să fie treabă. Hai să vă steaua. Șaptele de cupe vine cu multă confuzie, cu visare, cu dorință, dorința de a-ți împlini această dorință și spânzuratul, vedeți, iarăși. Unul dintre voi, și am impresia că voi aici veniți cu șaptele de cupe, adică veniți cu visare, veniți cu confuzie, da? Șaptele ăsta de cupe, neascultare, parcă nici nu vă interesează ce o să se întâmple, cum o să se întâmple, doar să se întâmple, știi, ceva de genul ăsta. Pe când celălalt văd că are spânzuratul, da? Adică și ia un moment, iarăși, aștept, stă la pândă, celălalt stă la pândă, așteaptă momentul potrivit, nu atacă, nu vine către voi până când nu e sigur 100% că are parte de o victorie. Știți voi ce zic aici? Vrea siguranță, vrea să fie 100% că războiul ăsta e câștigat, nu că pierde. Deci nu vrea să liște. Vrea să fie ceva sigur. Bun. Că voi dați așa o oarecare stare de nesiguranță, să zic așa, da? Cu șapte de spade, șapte de cupe. V-am zis, dacă simțiți că energia este exact opusă, dacă puteți să schimbați. Dar e ușoară stare aici de... Din partea voastră iau de șapte de pentacule, de cupe și de spade. Adică avem trei șeptari deja la voi. Da. Nu se bazează prea mult pe voi, să știți. Nu vede prea multă bază. Nu-și pune baza în voi. Bun, hai să vă lumea. Marele preot. Ok, optul de bâte și diavolul. Wow! Marele preot, diavolul și optul de bâte. Măi. Marele preot și diavolul, tare. Păi marele preot vine cu... Poate că unul dintre voi e căsătorit, dar nu neapărat. Dar în general marele preot vine cu credință, da, cu încredere. Credință, încredere. Diavolul vine cu situații toxice, da? În energia voastră apare marele preot, în energia celuilalt apare diavolul, da? Situații toxice, vicii. Dar apare și optul de bâte, la distanță, comunicare. Comunicare... Hai să le clarific pe astea două, că sunt interesante. În energia voastră, marele preot, în energia celuilalt diavolul. Foarte iarăși marele preot. Și iarăși comunicare. Eu am impresia că voi comunicați despre, nu știu,
anumite situații aici, cum ar fi orică unui căsătorit și tot vă gândiți cum să faceți, cum să găsiți o soluție, vi se pare că tot ceea ce găsiți este oarecum toxic, că nu e ceva concret, că nu e ceva ok, dar aici mai pot fi și niște chestii religioase, da, cu diavolul și hierofantul, da, ceva diferențe, ceva, ia să vedem hierofantul, ce Dumnezeu, zecele de cupe în energia voastră. Zecele de cupe vine cu împlinire. Îmi place aici totuși într-un fel, pentru că aveți nouăle de cupe, dar aveți și zecele de cupe în energia voastră. Adică, o fie o dorință egoistă, dar în același timp totuși vă gândiți și la binele celorlalți, da? Aveți voi așa un oarecare grad de egoism, da? Cu șaptele ăsta de spade și nouăle de cupe, dar până la urmă realizați faptul că stai măi că nu-i bine să mă gândesc doar la mine, trebuie să mă gândesc și la celălalt sau la ceilalți, da? Pentru că zecele de cupe vine cu familie fericită, da? Cu un cuplu fericit, cu... Cum să zic eu? Nu, este în afara tradiției. Totuși apare și hierofantul. E interesantă treaba, pentru că apare hierofantul și apare zecele de cupe. Nu apare zecele de pentacule, care ar însemna familie tradițională, ci pur și simplu zecele de cupe înseamnă cuplu fericit, da? Fără tradiție, fără acte, fără prostii de genul ăsta, ci pur și simplu sunteți fericiți așa cum sunteți, dar în cuplu. E posibil că în trecut aici, cu noul ăsta de cupe, voi să fi fost un pic egoiști, dar în momentul ăsta se pare că începeți să gândiți cumva diferit, da? Adică nu vă mai gândiți doar la voi, ci pur și simplu începeți să vedeți lucrurile un pic diferit. Începeți să vă gândiți și la ceilalți, începeți să vă gândiți că fericirea nu trebuie să o simțiți doar voi, ci trebuie să o simțiți împreună, da? Atunci este completă treaba, când asta se simte împreună. Și hai să văd diavolul ăsta aici la cealaltă persoană. Multe cărți, multe, multe cărți. Oh, șasele de bâte în poziție invers. Ce înseamnă asta? Vedeți voi? Teamă, frică, da? Frica de a nu avea acel succes de care vorbeam, uite, vedeți? În poziția dorințelor apare șasele de bâte în picioare. Am încercat să clarific lumea, da? Și mi-apare diavolul și șasele de bâte invers. De-aia mi-apare diavolul și, da, frica de a nu avea succes, îndoială, teamă, teama că totul o să meargă prost. Deci persoana asta văd că nu ia niciun fel de decizie încă referitoare la voi până nu are siguranța că totul merge ca pe roate, da? Că e o victorie sigură. Deci persoana asta nu vine către voi așa cu nimicuri, cu... Hai să mă risc, ce-o fi, o fi. Scuze, în niciun caz. Ci pur și simplu vrea să fie sigur, sigură că are victorie și că totul e curat. Bun. Și cinciul de pentacule, da, mai bine abandonează situația decât să știe că pierde. Vedeți, mai bine suferă un abandon decât să riște o pierdere. Și astfel de... scuze, asul de bâte. Vrea acest început, vedeți, asul de bâte, asul de cupe, multă pasiune, multă iubire, dar în același timp simte că mai bine renunță decât să piardă, da? Mai bine renunță decât să piardă. Bun, hai să vedem totuși ce va face persoana asta, ce va reuși să facă, turnul, ok, o situație șoc. Se întâmplă treiul de spade care aduce multe răni interioare, multe răni în suflet. Iar apoi urmează doiul de cupe. Zecele de spade și împărăteasa. Wow! Măi! Ai, Doamne! Numai puțin. O secundă. Bun. Turnul vine cu o situație așa neașteptată, da? Ceva se întâmplă pe neașteptate. Treiul de spade aduce răni. Eu zic că aduce răni aici. Doiul de cupe. Dar urmează doiul de cupe și vedeți voi, doiul ăsta de cupe mi-arată faptul că până la urmă dorința asta voastră se împlinește, dar cu multe sacrificii și cu mult greu. Dar apare totuși un 10 de spade. 10 de spade mi-arată...
o încheiere bruscă. Sau poate fi ceva așa scurt, în preajma unei dureri. Nu știu de ce am impresia că întâlnirea dintre voi doi va avea loc atunci când cumva ambii suferiți foarte mult, da? Pentru că ia uitați-vă cum apare, apare turnul, da? O situație turn, da? Unde ceva se întâmplă așa pe nepusă masă, când totul se dărâmă, când tot sistemul vechi se dărâmă, când ceva se întâmplă, o, poate chiar și o, nu știu, ceva urât, oricum, turnul nu e bun. Nu în situația asta. În situația asta nu e bun turnul. O veste șoc, ceva ce vă șochează, da? O suferință văd aici. Ceva ce vă șochează, dar nu doar că vă șochează, ci că vă aduce și suferință, din câte văd eu, cu treiul ăsta de spade. Și aici totuși văd uniunea dintre voi doi. Vedeți? Cumva voi sunteți între 10 de spade și 3-ul de spade. Adică, văd reciprocitate între voi doi, da? Dorința de a fi împreună, probabil că întâlnirea dintre voi doi se va petrece într-un moment din ăsta de durere maximă. Voi doi între 10 de spade și 3 de spade, foarte interesant. Iar apoi împărăteasa. Împărăteasa vine iarăși cu creștere, da? Cu creștere, cu reușită, cu... adică cumva o scoateți la capăt. Ce va fi? Sau e posibil să treceți ambii printr-o suferință, da? De, nu știu de ce natură, dar e posibil să treceți printr-o suferință. Și hai să le și clarific, să văd turnul. Ce vrea turnul ăsta să-mi spună? Ce se întâmplă aici? Ia să vedem. Împăratul. O decizie radicală. Împăratul. Ce face împăratul ăsta până la urmă? Că în energia celuilalt este împăratul. Și steaua. Da, steaua asta e împăratul. Posibil să fie cineva aici cu planete în vărsător sau în berbec, da? Un foarte bun strateg, cineva care și provoacă turnul ăsta. Adică, e ca și cum, cum să vă spun eu vouă, zici că așa strategie găsește omul ăsta, ființa asta, încât provoacă un turn, da? Provoacă un turn. Foarte ciudat. Deci steaua este împăratul, de fapt. Bun. Steaua este vărsător, împăratul e berbec. Și un turn. Ceva se dărâmă, un vechi sistem se dărâmă sau ceva concepții se dărâmă aici. Știți cum se zice? Stelele se nasc din haos. Ceva de genul ăsta. Hai să văd treiul ăla de spade. Wow! 10 de spade. Fuhu! Măi, ceva se... Deci apare ceva urât aici. Vă spun sincer. Ori apare o încheiere, ori apare treiul de spade, 10 de spade. Aici e durere. E durere. Sper să nu fie, Doamne ferește, să vă întâlniți în... atunci când ceva nașpa se întâmplă, da? Pentru unul dintre voi. 8-ul de cupe, da, aici e drum. Atunci veți face un drum. Am încercat să clarific 2-ul de cupe, mi-a dat 8-ul de cupe, da, 8-ul de cupe poate fi și detașare, dar nu văd detașare în cartea asta, ci pur și simplu văd un drum. Da, și 3-ul de bâte. Care vine cu planuri, vine cu oarecare așteptare, adică ați aștepta momentul ăsta, pe cât de mult ați aștepta momentul ăsta, pe atât de dureroasă cumva e întâlnirea voastră. 10-le de spade, ia să văd. Oulă, ce s-a întors, ce a căzut aici. 4 de pentacule. Temperanța, iarăși. Cumva reușiți până la urmă voi să temperați toată situația asta, da? Dar vine cu multă durere și nu-mi place treaba asta. Și să vă și împărăteasa. 10-le de bâte. Greu. Foarte multe greutăți. Mamă, ce talare, ce să fac? 9-le de bâte, ce ai făcut aici? Oboseală. Oboseală și dorința de a vă elibera, de a vă elibera de toată această problemă. Și mai vreau o carte, totuși, gata. Și 10-le de cupe. Foarte greu și 3-ul de spade la capătul pachetului. Măi, nu știu ce să zic, dar
Eu am impresia că voi și roata norocului și asul de pentacule, eu am impresia că cinciul de cupe, regele de spade. Eu am impresia că până la urmă voi, în ciuda faptului că probabil o să fie persoane rănite în jurul vostru sau nu simt că rănile astea sunt ale voastre neapărat, ci pur și simplu pentru ca voi să fiți împreună aici, da, voi trebuie să răniți mulți oameni în jurul vostru. Mulți oameni. Sau vă întâlniți atunci când vă este mai greu și unuia și celuilalt. Când ambii treceți prin niște situații din alea șoc. Da? Dar îmi place că, deși este foarte greu, deși treceți prin tot felul de separări, prin răni, prin durere, până la urmă, văd că ajungeți la 10 la 100 de cupe. Văd că ajungeți la 10 de cupe, care înseamnă fericire împreună, știți? Aveți de două ori 10 de cupe, da? E destinația. Dar e greu, războiul ăsta e greu. E greu, greu, greu. Bun. E așa, cum n-ar trebui să fie. Bun, hai să văd. Hai să văd și de aici un mesaj pentru voi. Wow, ce mult am vorbit. Ce mult am vorbit. Un nou început, abundență, plin de abundență. Da, vedeți? Un nou început. Și ce zice aici? Da, uite-te în față pentru că urmează un nou început. Fii deschis pentru această abundență, dar abundența în dragoste. Aici vorbim de abundență în dragoste, nu vorbim de abundență în, pe alte planuri. Bine, împărăteasa înseamnă și abundență pe toate planurile, dar aici vorbim în dragoste, da? Între voi doi. Văd că există iubire între voi doi, într-adevăr, dar pe de altă parte există și... uite ce direct a căzut. O conexiune spirituală între voi doi. Această relație și această conexiune merge dincolo de legile acestei vieți, da, pământene. Bun. Hai să mai văd și altă carte. Pica mai multe aici, dar nu-i bai. Alege dragostea, acțiunile vorbesc de la sine. Cineva încearcă să-și exprime dragostea vis-a-vis de voi sau poate că voi vis-a-vis de altă persoană și nu uita să te iubești pe tine în primul și în primul rând. Adică, în ce sens? Împăratul ce face? Vedeți că mi-a ieșit de două ori împăratul, știi, și steaua. E ca și cum, până la urmă și împăratul se sacrifică pentru ceilalți, da? Într-un fel sau altul. Adică atunci când nu găsește... sau nu reușește să găsească o cale în care să, prin care să împace și capra și varza, preferă să salveze varza, zic eu. Da? Și lasă capra nemâncată, adică își lasă sufletul nemâncat, ceva în genul ăsta. Da? Văd aici în energia voastră, cum am zis la bun început, că voi alegeți mărul. Da? Alegeți ceea ce nimeni n-ar alege, da? De obicei, ceilalți cred că s-ar înfige aici în comori, în faimă, în alte chestii. Voi alegeți mărul, alegeți ceea ce vă hrănește sufletul. Și împăratul ăsta, până la urmă, dacă nu găsește o strategie bună, suficient de bună, încât să pornească această luptă, nu știu ce o să facă. Nu știu dacă, vedeți voi că vede riscul, da? Vede riscul, vede cât e de greu, vede toată situația asta. Am văzut încheieri, da? Am văzut răni între voi doi. Dar nu renunțați totuși. În ciuda faptului că apare zecele de spade de două ori, ca și cum de două ori ați încheiat situația asta, da? S-ar putea ca voi să... și nouăle de bâte iarăși înseamnă repetiție, când ceva se tot repetă. Și totuși, unul dintre voi nu renunță, da? Cu 400 de pentacule, e ca și cum, indiferent, poți să mă omor și eu tot nu renunț la tine, știi? Ceva de genul ăsta. Eu tot nu renunț. Nu renunț nici mort. Na, nu știu ce să zic. Adică e o luptă grea între voi doi, va fi o luptă grea pentru a fi împreună, pentru că eu aici nu vă văd împreună, vă văd la distanță, dar
o luptă de durată, dar care până la urmă, după toată bătălia, iese soarele, da? Dar nu va fi ușor. Bun, drăguții mei, cam atât am avut pentru voi. Eu v-am pupat. Nici nu știu ce nume, ce titlu se pun aceste etalări. Habar nu am. Dar, sper că v-ați regăsit. Găsesc eu. Hai, v-am pupat. Numai bine. Ceau!